Am revenit cu partea a doua, vorbeam de capcană. Da, pentru că știți foarte bine cât v-a făcut să suferiți, că este semn de foc, e alt semn de foc care s-a manifestat așa. Știți mai bine, nu contează detaliul acesta al zodiei, important este că, într-adevăr, cineva v-a făcut să suferiți foarte mult. Foarte mult. Și nu putem să sărim de la această stare de durere și de boală imediat în brațele cuiva, doar pentru că tot mai avem încredere în ce? În iluzii, în minciunelele pe care vi le-a spus. Cel mai important este caut acel șapte de, da, minciunelele pe care vi le-a spus. Cred că cel mai important este să vă iubiți pe voi înșivă și să vă angajați în misiunea specială care e pregătită pentru voi. Este foarte posibil, am încercat să clarific și am primit nebunul și cavalerul de cupe. Este foarte posibil ca acel om sau poate altul să vină cu o ofertă de dragoste, să pară ca un nebun îndrăgostit de voi. Dar, de fapt, ce să vrea? Să vrea să vă pună pirostriile în cap și să vă lege, da, să vă lege de ei pentru mult timp. Însă fiți atenți, analizați bine persoana, pentru că este posibil să fie o mare, mare păcăleală. Și nu vorbesc de păcăleală, e o mare tentație. Poate au bani, poate vă păcălesc că au bani. Și cât vă iubesc ei, fiți atenți. Dați-vă timp. Niciodată nu vă angajați. Acum e vorba de orice zodie. Nu vă angajați într-un asemenea pas până nu testați. Și dacă la test a picat omul, nu știu dacă e cazul să-i dați atâtea șanse. Vorbesc pentru că sunt pățită. Nu neapărat că vreau să vă iau elanul. Dați-vă timp. Și vedeți ce se întâmplă dacă îl refuzați. Cum va face? Cum va face? Dacă îl refuzați, va avea răbdare? Va fi în continuare la fel de dulce și de romantic și de poetic? Va fi în continuare la fel de nebun după voi? Dacă îl refuzați, dacă îi puneți condiții? Ok, hai să vorbim de persoana a doua. Persoana a doua este, puteți să fiți voi aici, să nu uitați niciodată că puteți schimba pozițiile. Persoana a doua are în suflet ce are? Patru de pentacole, patru de monede. Aceasta e o persoană foarte strictă, foarte zgârcită adesea. E o persoană zgârcită care ține banii la inimioară. Stă pe ei, doarme pe pănișori. N-are foarte mulți bani și din acest motiv îi iubește. Îi strânge. E bine să strângi bani, nu zic, e foarte bine să fii precaut și să nu cheltui. Dar cred că omul ăsta la fel face și cu alte lucruri, nu doar cu banii. Este foarte rigid, nu vrea să iasă din niște șabloane, din niște clișee. Am încercat să clarific și am primit ce 9 de cupe, care e o energie bună, dar și spânzuratul. Spânzuratul care reprezintă casa 12 a necunoscutului a peștilor. Este foarte posibil ca persoana să se simtă confortabil cu ea însăși, cu regulile și cu limitările în care trăiește și să aștepte de la voi să vă sacrificați tot timpul pentru ei. Nu pare, din câte văd eu cărți pe aici, nu pare că s-ar sacrifica ea pentru ceva anume. Poate cel mult, mă gândesc acum în timp ce vorbesc, îmi vin ideile, poate cel mult să-și sacrifice fericirea pentru această stabilitate financiară, ceea ce iar nu e corect. Dacă voi, ca și pești, sunteți fericirea lor, ar prefera să vă sacrifice pe voi decât banii. Asta e în inima lor. În inima lor a venit mai întâi patru de monede, da? Banul a venit. Poate să fie un semn de pământ, care e foarte strict. Poate să fie altcineva, da? Cineva născut în zodia Taurului, a Fecioare sau a Capricornului, care se poartă așa și la care ei țin. Nu neapărat că îi iubesc, da? Se sacrifică și se sacrifică fericirea pentru că s-au obișnuit așa. O a doua natură, da? Obișnuința e a doua natură. Mercurul lor, sau cum gândesc, la ce se gândesc? La cavalerul de băte. Aceasta e o energie de foc pasională. Se gândesc
ar avea o aventură undeva, poate cu dumneavoastră, da? S-ar aventura înspre voi, dar nu musai. Nu musai să fie o chestie de lungă durată. Acesta este un jucător, e un cavaler care vine, pleacă, are mai multe domnițe prin tărâmurile pe care umblă. De obicei este, evident, fiind semn de foc, este născut în semnul berbecului, aleului sau al săgetătorului, dar ca și astrolog îl asociez mai bine, mai mult cu berbecul și cu săgetătorul. Dar vă rog frumos să nu vă simțiți jigniți când zic berbec sau săgetător, mă gândesc la planete, de exemplu un Marte în aceste zodii. Nu musai cineva născut în zodia berbecului, da? Planete care au această energie aventuroasă și mai puțin stabilă. Deci își doresc să exprime pasiunea pe care o au pentru voi. Poate chiar voi așteptați o relație de lungă durată și ei vin doar cu aventură. Hai să ne iubim diseară. Ceva de genul ăsta. Am traversat atâtea râuri, atâția munți ca să ajung la tine în brațele tale. Hai să ne simțim bine. La asta se gândesc. Că e cu voi, că e cu altcineva, rămâne de văzut. Cum se manifestă în public? Ca regele de monede. Deși n-au prea mulți bani, ei se manifestă ca și niște bogătași. Ei se manifestă de ca și când ar avea un statut deosebit, ca și când ar fi director, ar fi eu știu ce, dar de fapt n-au prea mult. Dar de fapt n-au. Poate de-abia acum strâng și pun deoparte. Poate cineva din viața lor publică, din viața lor profesională care inspiră, dar aceasta și imaginea unui tată. Poate imaginea tatălui lor au învățat să o proiecteze în exterior. Un om serios, un om abundent, un om stabil, un om de casă, dar poate, pentru că se gândesc totuși la aventură, da? Poate nu sunt chiar așa cum se proiectează ei în exterior. Poate tocmai din cauza aceasta voi toți sperați că vă veți căsători. Asta este și cartea căsătoriei. Căsătorii la preot. Dar revin, ascultați și partea întâi, că nu e obligatoriu să fie această versiune. De ce le este frică? Le este frică de acest cavaler de cupe și să nu uităm că acest cavaler de cupe a venit ca și clarificare și la diavol. Da? Și să nu uităm, da, acum mă gândesc că diavolul, cum vorbeam de tentație, da, ei se gândesc la o aventură, se gândesc la a vă tenta cu ceva pasional. Probabil că totuși sunt foarte sexual ca și fel de a fi, sunt frumoși, au ceva anume, da, și știu că vă pot tenta într-un fel sau altul, dar le e frică totuși să se poarte romantic, le e frică că dacă sunt prea sentimental pierd, probabil că așa au învățat de la tatăl lor, să fie mai rigizi, da, și zgârciți emoțional, este o persoană zgârcită, da, și fiind lună, poate să fie zgârciți cu manifestări emoționale, după cum văd, n-au decât cupele pe care le au în poziția fricii sau ceea ce își doresc, o să discut eu, valetul de cupe e destul de puțintel. Cred că le este frică să facă poezii, să vină cu flori, să vină cu ceva drăguț, nu știu de ce le teamă, că ce? Că le strică imaginea lor de bărbați sobri și serioși, care de fapt nici nu sunt chiar atât de sobri și serioși. Ce își doresc? Își doresc valetul de cupe. Am încercat să-l clarific și am primit iar valetul de cupe și 3 de bâte. Ceea ce îmi confirmă că nu musai, își doresc un mesaj de scuze față de voi în cazul în care v-au făcut să suferiți, ci mai degrabă se gândesc la un copil, au un copil undeva la distanță, da? Asta e imaginea unei persoane care călătorește, comunică la distanță cu cine? Cu copilul lor. Poate au un copil la distanță și se gândesc să călătorească, să comunice cu ei. Da?
Poate cineva a rămas însărcinat și află o veste despre o persoană însărcinată. Este și varianta asta. Există și varianta asta. Într-un final, în februarie, ce manifestă? Cavalerul de monede. Cavalerul de monede care confirmă ideea asta că, pe care am spus-o mai devreme, că trebuie să pună bani deoparte, că trebuie să-i pună pentru că ar vrea să ajungă în această poziție de autoritate. Dar mai este mult până acolo. Nu e doar o muncă de un an de zile de strâns bani. Această poziție implică muncă intelectuală, profesională. Da? Implică foarte mult. Și acest cavaler este un cavaler foarte, foarte încet, cel mai încet dintre toți cavalerii. Vă crește barbă, păr alb, până ajunge acest cavaler să vă și ofere ceea ce vrea. Poate că ar vrea o relație cu voi, da? Că tot vreți o relație de lungă durată, poate v-ar oferi. Dar până se întâmplă, până chiar vă bucurați de relație, trec anii. Trec anii. Poate ei știu lucrul ăsta și din acest motiv se mulțumesc cu o aventură. Le este greu să se angajeze. S-ar angaja. Nu zic, e o persoană foarte stabilă, cavalerul de monede. Foarte stabilă. Poate cineva în viața lor care vine și le oferă această relație, dar nu știu de ce mă îndoiesc. Cred că ei lucrează la stabilitatea lor financiară. Asta simt, că sunt foarte concentrați în inima lor, se gândesc mai mult la bani. Da? Poate undeva inspirați, poate își doresc să fie cu voi, dar știu că meritați mult mai mult și trebuie să vă ofere lucruri care să confirme valoarea voastră și în acest moment nu pot. În acest moment nu pot să se manifeste conform valorii voastre. Dați-mi voie să caut o carte din Cartea Oracolelor lui Dorin Vârciu, da? De aici. O carte care să vă inspire în februarie. Sper că cățelușul meu să mă aștepte. Cred că e foame la ora aceasta. Și repet, cei care așteptați următoarele zodii, fiți convinși că le voi face. Mă simt un pic mai bine, am fost bolnavă, din acest motiv n-am putut să termin pe ianuarie, dar simt că le voi face pe toate și sper să fiți mulțumiți de mesajele cu care vin. Pești, februarie 2019, un sfat vă rog frumos. Sunt mai multe feluri de a face cărțile. Uneori aștept să vină cartea să pice, să se răsucească sau pur și simplu aleg eu. De asta dată aștept să primesc. Oh, am și primit. Ok. Family. 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 Ca și sfat, dragi peștișori, aveți familia. Poate că în preajma familiei vă regăsiți echilibru. Poate unii dintre voi, într-adevăr, vă veți căsători și veți face o familie. Asta e o persoană, da? Un preot care căsătorește două persoane. Asta poate să fie un dar al unei relații care se termină cu o căsătorie. Este posibil și asta, ca să nu fie o foarte dură. Și această persoană care oferă o relație care duce către căsătorie. Dar cu diavolul mă cam îndoiesc, că aveți mare grijă. Dacă cumva totuși cineva vă tentează cu iluzii, cu vise, cu visuri, cu nu știu ce poezie, fiți atenți, retrageți-vă în familia voastră. Familia poate să însemne și părinții și prietenii de familie, da? Pentru că acolo vă găsiți echilibru. Loving your friends. Da? Să vă iubiți prietenii și familia este
foarte important în această perioadă. Acolo vă găsiți într-adevăr vindecarea și iluminarea și spiritualitatea. Cam asta ar fi citirea pentru februarie, da? Poate unii faceți yoga, poate vă schimbați cariera și deveniți coordonatori, eu știu ce. Vă doresc mai bine dragoste și pace.